Eu nu am bani, dar prietenii mei au foarte mulți bani încă. Așa că astăzi vom trăi 24 de ore pe banii prietenilor mei. Cum o să facem asta? O să mergem la ei, o să rugăm să le dea task-uri de făcut, noi o să le facem și eu să ne dea bani. Iar la final, cu toți banii strânși, o să vedeți ce surpriză o să-i pregătesc surorii mele. Așa, deci fii atent. Trebuie să vorbesc aici? Așa. Așa, frate, să nu fie foarte ciudat că lucrăm cu lavaliere aici. Mi-ai zis că vrei bani ca să faci ceva. Da. Câți bani vrei? Câți bani vrei tu să-mi dai în funcție de ce mă pui să fac? Ok, păi ok, deci am nevoie să te duci cu acest bolid Mini Cooper Clubman, mașina lui maică mea. Okay. Să o speli interior-exterior. Câți bani cer pentru asta? Ok. Dă-mi 100 de lei. Mai stau la 5. Mamă. Hai să vedem, uite, poftim. Mulțumesc. Timp ești gata? În 40 de minute maxim sunt aici cu mașina, spălată. De fiecare minut întârziat după 40 de minute se taxează cu 10 lei. Wow. Este... Nu mai stăm atât. Bine! Știți a locuie mașina asta? Este a lui Saic. El are 8, eu am 36. Am făcut și pană pe spate, roată dreapta, stânga. Nu! Am făcut și pană pe spate, roată, spate, dreapta. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Așa că el are bani mulți și o să mergem la el. Glumesc, mi-ai să intru că se îmbracă. Dacă n-aveau ușa încuiată. Salut. Ce mai frate? Uite, am venit să-și cer bani, sincer. Astăzi o să trăiesc 24 de ore pe banii prietenilor mei, așa că vreau să-mi dai ceva de făcut, să-ți curăț setup-ul, să fac ce vrei tu, dar să-mi dai niște bani la final. Bun, ideea e că bă, chiar am ceva să-ți dau de o să mă pui să-ți aranjezi înapoi casa. Bă, nu, să-ți dau ceva mai simplu de făcut. Nu pot să-ți explic, trebuie să-ți arăt. Ok, what the fuck? Am să ai nevoie de niște chestii mai întâi. Ești pregătit? Mă bagi în camera de gaming și ce am de făcut? Ești pregătit? Cu niște scoci, da. Bun. Îți spun LED-uri. Nu. Ah. Deci, eu am... Vere! Deci, eu am 400 de mii de pufuleți aici. Văd. Ăștia 400 de mii de pufuleți. S-a jucat Piki cu Saci. Și s-au rupt Saci. Și s-au rupt Saci și vreau să-i peticești. Păi și cum găsesc unde-s rupt Saci? Uite aici unul. Mamă, fiecare pufulete pe care îl pierd eu un abonat. Ok, deci acum petițez Saci, da? 5 abonați. Mulțumesc, ia să dați subscribe la vlogul ăsta. Domnul Robică, fii atent. Am așa o zi bună azi. Doamne ajută. Zbag, am 1 milion la mine. Merge. Să mănânc și eu masa asta, dar asta e, plătesc cu cardul. Ia 1 milion și fii atent. Primul care a dat banii înainte. Trebuie să te duci la Zara. Ok. La Băneasa. Ok. Și ții tu ceva frumos. O pereche de blugi, un tricou, o șmecheră la, înțelegi? Mă numești, că m-ai văzut cu tricoul ăsta și ieri, de-aia. Ceva frumos, înțelegi? Uite, ăștia am luat ieri, uite cum sunt blugești. Pacă, frumos. Și gecuța și tricoul și lanțul, puternic. 150 de lei blugești, talent, ieftin, ai înțeles? Ții ceva frumos, asta e, mai pui de la tine 50 de lei. Nu-i problemă, o facem. Lași ariciu acasă. Deci duci acasă, lași ariciu de la buzunar. Când filmez cu tine mereu lași ariciu. Ai înțeles? Te duci la Zara și îți faci viață. Tremur tot, ești prost? N-aș fi de și o oră, mă. Vlad, vino! Cum dau geamul? Bro, unde e aia de geam? Bă, Vlad! Vino în mașina asta, adică o parchezi în loc. Da, ai dreptate, sunt eu prost. Mamă, n-am nici oglinzile făcute. Mamă, Vere, lovesc Porsche-ul. Fără mișto, lovesc Porsche-ul. În partea asta trebuie să ies. Stați așa un pic, că n-am condus în viața mea mașina asta. Dacă o pognesc e... Hai, Vladei! N-aș fi zis și o oră, că dacă știam când așa bine... Bă, prima dată mă gândeam să zic 30 de minute. Spălătorie, trebuie să mergem să luăm fise prima dată. De la spălătoria la care o să ajungem, un drum mai rapid, ca aici sunt toate speed bump-urile, ar fi pe lângă. Bine, care frâne. Ce dubios se conduce mașina asta. Bine, stai eu cu scaunul sus, că dacă vedeți stau și mă uit așa. Avem timp. Chiar avem? Păi dăm bulele. Da, las două gândești și eu, sincer. Era și 36 când eram acolo, nu? Sau cât a zis? Eu n-am, stai acolo. Și 36, da. Bat repede covoarele. Hai, mă! Eu vezi cum conduc și cu două mâini pe volan. Ca la braliu, ești prost, niciodată nu conduc cu două mâini. Adică, bă, da, conduc cu două mâini pe volan. Nu! N-a atins. Mamă, dacă vede Daniel vlogul ăsta, da. Că asta înainte era mașina lui. Mă bate Daniel. Băi, am crezut că o să-mi dea pe bune ușor să curăț grătarul, să fac gazonul, dar după aia, după ce am stat să mă gândesc, știu că Daniel face el asta, că gen ține la grătar, la gazon și așa mai departe. Mă așteptam să fie lângă mine, să-mi dea cu bâta, cum face Daniel de obicei, gen. Hai că aici putem să-i dăm un pic mai tare. Bă, cum se aude, what the fuck? Cea mai proastă idee, mă întreabă Vlad, unde parchezi, zic, blochează Mini Cooper-ul și Porsche-ul. Bă, dubios arată mașina asta, gen, e tare că se deschide o ușă ca la Rolls. Dar vor bagajul se deschide așa ca la Docker, gen. Hai că imediat ajungem băieți la spălătorie. Piki! Nana, cum îl scot? El e impostor. Îl scot eu. Scoate-l tu, te rog, că îmi dă mai multe găuri în alea. Ia vino încoace, Vlade, prima lipitură. Trebuie să-i dau multe de asta sau ajunge una? Una, pe mâncate. De la valieră. Nu mă știi pe mine cât de îndemunatic sunt de fiecare dată. Când am avut ceva de făcut, m-am descurcat de minune. Foarte îngrijorător. Vezi că o să vreau să...
Da, una, da, îi mai dau una ca să știu eu că nu pierdem abonați. A? Uite încă una aici. Uite aici, iese pufuletele. Uite aici. Al dracu, dar n-ar fi la fere și el alt saci. Papichi, ia-l de la saci. Bă, gata și ăsta, cred, nu? Vezi că a zis bârbă un vlog că crede că ai ceva cu el. Am văzut, frate. L-am pus invers. Până dimineața de crime. Gata. Mamă. S-a dus dreacu un abonat. Bă, dar s-a lipit. Nu, abona. Doamne, nu știu unde-l bag, îl pun și aici. Păi și ce facem cu abonatii aia, mă? Îi băgăm și pe Insac. N-am găsit o altă metodă mai ușoară. Opa. M-am uitat peste tot, dar nimic nu-mi făcea cu ochiul. Până am găsit cureaua asta care mi-a șoptit că voi n-ați apăsat încă pe butonul de like și nu sunteți abonați, așa că o să vă altuiesc cu ea dacă nu vă abonați. Și am găsit perechea asta de Adidas care e tare rău de tot. Am 5 lei. 3 jetoane, preț jeton 5 lei. Abo! Și Vlade. Vlade! Vino cu Vlade. Îți vine mașina, Ha? Ah! Hai încoa. Bună, poți să-mi schimbi și mie, te rog frumos, 50 în 10? Mulțumesc mult! Zi frumoasă, la revedere! Corect! Hai încoace, Vlade! Ah, stăm și la coadă! 3 trebuie să-mi dea! Cred că în momentul ăsta mai aveam eu un portofel! Poți să le ții tu? Mi-am pus aici sus! Gata, bravo! Bere, nu se duce! Cât e ceasul? Bere, îți dau pantaloni! Bă, tare, se aude mă spuma asta! Vlade! Ai și încă! Chiar am, am Adidas ud! Bă! Bă! Probabil că era spumă! Acum clătire cu super spumă și mai... Nu cu super spumă! Gata cu spumă! Nu, nu, gata! Mamă, vere! Stai să-mi ridic pantalonii! Am pe Adidas! Am pe picior! Nu pare că funcționează! Pentru cei care nu știați, o spălat din sus în jos! Cât e ceasul? 10. Bă, dar generos sunt ăștia de la spălătorie, mă! Cât mi-au dat să clătesc? Că clătesc de jumătate de oră! Unde-i Vlad? Al Vlad! Stai! Ce presiune are? Nu găsesc cheia! N-are de alea de spălat cu furtunul! Ok! Nu lucrez bine sub tensiune eu. Ba da, are și de-alea. Oh, no. Mamă. Uite aici, poveche. Să știi că n-am curățat niciodată o litere, nu știu să fac asta. Fii atent. Da, uite, fii atent. Tot ce trebuie să faci, da? Da. Ai o lopețică. Da. Iei ce trebuie să iei, faci așa să curgă asta și arunci. Și după tragi apa. Gen, după ce curgă. E ciocapic. Așa, ciocapic. Ia și pune ciocapic în bol. Așa. E și de ăștia ascunși? Mamă, urâi miroase, vere. Și vezi că trebuie să iei și de aia, gen... Nu face doar caca, face și pișul. Și pișul se face bulgăraș în nisipul ăla. L-am găsit bulgărașul. Așa. A sărit apă de la toaletă pe mine să mor. Vrei să nu fum toaleta, băi, mingă. Da, că știu eu să-mi fum toaleta. Urâtă meserie, da, corect. O, uite câte bulgăre le-a făcut aici. Gata, nana. Nu e gata, că am mai găsit unul. Nu e niciodată gata, când crezi că e gata, crede-mă, mai e unul. Ok, stai. Cel puțin. Uită-l pe ăsta unde era ascuns. Știi clipurile aia satisfying când... Filmez că... Știi clipurile aia satisfying când faci așa, dar cu aur sau cu d-astea? Îl scuturi și iese la fin și rămâne la șmecher sus? Da. Așa mă simt. Mmm, delicios! Poftă bună pentru oamenii care se uită la vlog și mănâncă. Corect. Ai nu, dar nu se duc. Apasă mai tare, vreau să se duc. Am oameni și m-a ridicat repede. Ei, o să se ducă. Când o să fie mai multă apă, o să se ducă. Uite, fii atent de trick. Acum o să se ducă. Nu merge așa. Ba da, o să vezi. Păi o să meargă, dar n-are, adică nu a știut nimic ce ai făcut. A fost absolut pointless. Vrei să le iau înapoi? Nu! No! Ok, huh. Bă, pichi, pichi, pichi. El n-o să se dea. Văd că n-o să se dea. Cui, venea carapeaua pe tine. Până așa. Și așa.
Și mai încolo un pic, vrei să ți-o pun și la linie? Mută mai încoar, mai spre mine. Mai spre tine? Mamă, uite un abonat. Bă, hai bă, dacă tot, păpune că... Vene, păpune profitaș, gen. Păpune, te plătesc bine. Fii atent, nu, mi-am asturat de baloanele astea de mai sunt pe jos, în casă, să le iasă, le spate și să le pună urmă. Da, și ia vezi să mai e pun casă. Așa. Vă realiza de pe formă pun casă, rog, ia te-ai dat. Gata! Așa. Ăsta nu e balon, asta e jucăria lui Piki. Uite un abonat, țac. Luăm de aici toate balonele, stai când și cad pantaloni. Asta e al lui Piki, uite un balon. Urât arată balonul ăsta. E picăjit, e o zăparte. Ciupit. Așa. Mai e ceva de făcut, țică. Ia și punga aia de acolo. Nu prea mai are de făcut. Dar e chis din ea. Păi nu bag pe experiența din ea. Unboxing, ce ai în pungă? Asta nu mai e, o să nu-l mănânci, să nu-l mănânci, e de mult și e nu ne stat în frigider. Ok. La gunoi. La gunoi nu pot una. Acolo n-avea aspirator, era rupt. Ah, ah, bun, bună spălătorie. Așa. Wow. Să trec cu aspiratorul. Mamă! Bă, mi-a dat moneda înapoi! Vlad, nu suge! Nu suge! Nu, nu, că-i dau aer... Nu vrei, da? Vlade! Lasă-mă că să se ia de la viteză! Corect, la corect, corect, corect! Oh. Taci. Hai și la alalt. Bă! Nu frec să nu se zgârie. Hai încoa. Oare aici e ceva? Cârpă. Stai, fii atent, uite. A? Ridică aia și bagă-le sub ca și mai putem curat. Da, 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 da. Daniel, dacă cauți fieră strău, e aici. Mamă, bă, dar asta nu se scoate oare? Ba, s-a scos, dar lasă, hai aici. Merge. Hai încoa. Uite, am crezut că-ți da astea, nu de alea de cauciuc. Îl țin de aici de-acu. Păi și ce mai facem? Ușa asta cum se deschide oare? Cum se deschide vera asta? Uite aici. Am dat cu parfum prin mașină. Dă-și pe tine, dă-și pe tine, că e bun, e bun, e bun. Stai, 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 stai. O să mă miroase și zic că bă. Așa, vină cu asta, curățăm fața asta de ușă. Și cam asta a fost, nu? E curată, eu aș sta în ea. Hai să o ducem înapoi. Hai să-mi pun și o centură, să-mi ducem regulamentar. Ia, momentul adevărului, hai să vedem dacă are mașina matriculată la barieră. Dacă nu, nu se ridică asta, ia. Pac, n-am intrat în viața mea pe aici eu, să fiu la volan eu. Haide. S-a deschis. Bă, tu știi cât timp am salvat cu asta? Că ne-a lăsat să intrăm pe aici pe la mare? Ce? Avem 20 de minute, hai să-i cumpărăm o ciocolată. Gen, cumpărăm o ciocolată, mai căzi. Cadou și băgăm o mașină. Aici îți zgâria tot mașina, mă, n-am era, făcut era, eu. Era. Mamă, dar nu s-a dus apa de pe ea, mă. E mai aproape pe dincolo. Ba da. De care iau, Vlad? Iau de asta? Iau asta. Mulțumesc mult, zi frumoasă. Aici nu eu. Mamă. Așa, vină pe partea asta. Bă, știu că o să se ia de mine, că pe portier au rămas urme de la spumă. Chiar dacă am încercat să le șterg cu tricou, nu s-au luat bine și s-au întins. Aaaa, e acolo. N-am timp să mai șterg pe ușă. Bă, m-a așteptat pe mașină. What the fuck? Vere, m-a așteptat pe mașină. Stai, stai, fii atent cum o fac. Nu o fac obvious. Las, că țin minte unde l-am pus. La fel și ăsta. Mamă! Mănânci! Uite ce scrie pe el. Expirat. Mamă! S-a vărsat gunoiul. Expirat de pe 11. Păi suntem pe 19. Nu. Așa. Hai, dă banii. Ai făcut tot, mă? Pentru că... Da, mă, da! Și un buchet de flori. Pentru meritele tale de astăzi. Foarte frumos, vă mulțumesc.
Eu chiar sunt, deci avem 50 de lei. Bă, să știți că nu m-au sclăvit atât de rău. Cea mai rea chestie pe care mi-au dat să o fac a fost să curăț litiera aia, pentru că e o chestie pe care eu nu suport. Urăsc să miros hândeli de animale. Hai mă, cât de rău poate să fie? Foarte. Are ou în el? Da. E nașpa vere să mănânci ou după mult timp, că de, nu știu, și dacă ați lăsat cojile de ou în gunoi, miroase a hendel. Da, păi să-l mănânci. Uite, ciocolata asta e pentru mama ta. Ciocolata? Da. Cum mâna spălat-o? Am dat cu... Spune-mă cât a fost. Păi, ăsta e drumul până aici. Pe unde, mă, că ai venit pe off-road? Păi era închis aici la barieră și m-a băgat să o colesc până pe partea alaltă și, și nu știu de ce am intrat pe acolo. Da, l-a băgat prin șantier. Da. Și înăuntru? Și înăuntru, am găsit și un parfum în ușă. Miroase foarte bine. Preșurile curate. N-ai vrut să le faci? Crede-mă că am băgat fisa în aspirator și nasup și le-am făcut cum am putut eu. Da, văd, foarte curat. În portbagaj am făcut curat. Avea taică un fierăstrău, un Lenor și le-am luat de acolo. Ai aruncat fierăstrăul? Nu, l-am pitulit sub ăla. Bombă. Bun. De acum poți să pui tot ce vrei tu acolo. Da, frate, bun, vezi cât te califici, arată bine. Să zic că mi-a adorat ceva până mi-am dat seama cum se deschide ușa aia. Da? Da. Interesant, mă, care trei uși, nu? Da. Out. Ia în spate cum este. Rolls Royce. E curat și în spate. Și de aici am luat parfumul, acolo l-am lăsat, pardon. Acolo l-am găsit. Scaunul nu știam că se dă așa. M-am băgat așa. Tata, că arată bine. Felicitări. Să rămână mult. Te pup. Te pup, zi frumoasă. Gata, ne-am completat misiunea. Din păcate n-am găsit un tricou pe care să-l cumpăr sau ceva, dar am găsit ceva mult mai tare. Doar că am făcut o prostie și vă zic imediat ce prostie am făcut. Hai să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat perechea asta de Adidas, care e tare rău de tot. Chiar e tare rău de tot, dar nu m-am uitat la preț când i-am cumpărat. Eu pe ei am dat 230 de lei. Dar în vlogul ăsta am făcut așa, 84 de lei de la zbâr. 100 asta de lei pe care mi-a dat-o Gami, zic că am dat 1.300.000 dacă stăm așa să calculăm. Și mi-a dat 50 de lei. Am spart toți banii pe care am avut, dar puteam să nu-i sparg pe toți dacă și Nana făcea plata. S-ai că a zis că, băi, eu fac bani mulți rău de tot din suportul creator, fac bani din YouTube, am aur pe mine, am aur la mână, am aur la gât și a zis că, băi, te plătesc bine. Ați văzut, da? Și mi-a dat 50 de lei. Zic că hai să știm că a făcut și Nana plata, da? Că au dat în cuplu 25-25. Păi tu îmi zici că mă plătești bine cu aur la mână, aur la gât și îmi dai 25 de lei că am curățat litera aia. Înțelegem și pe ăla, doar că acum nu mai avem bani.